Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire mai specială pentru a afla trei lucruri care nu le știați. Trei lucruri importante care nu le știați. Nu le știați legate de persoana iubită. Ce lucru ascunde de voi, ce minciună, să-i spunem așa, v-a spus, vă ascunde, poate fi o minciună care vă ascunde, poate fi un lucru care vă ascunde, o situație. Așadar, trei lucruri neștiute despre persoana iubită. Trei secrete despre persoana iubită. Trei situații importante despre persoana iubită. Și ca să fie mai particularizată etalarea, am să o fac în trei variante. Varianta numărul 1 verde, numărul 2 roșie, numărul 3 albă. Alegeți intuitiv varianta cu care rezonați și să vedem care sunt cele trei aspecte, situații care nu le știți despre persoana iubită. Cele trei secrete. Wow! Nu știți de norocul său la un joc, poate, că speră, poate, să câștige, că mai riscă câteodată să joace riscant, își riscă chiar și în dragoste, face și vizite riscante. Nu știți de un risc pe care îl are de niște răutăți să iasă într-un scandal aici, dar puteți să nu știți aceste lucruri, să vă fi ascuns de un scandal pe care l-a provocat sau ce lucru urât i-a spus cineva într-un scandal. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, însă încep cu piatra verde. Verde numărul 1, roșie numărul 2, albă numărul 3. Așadar, aceasta va fi ordinea. Vedem la piatra verde întâi. Ce nume nu știți? Ceva legat de o căsătorie, legat de... Din timpul evenimentelor de căsătorie, sau că vrea să vă ceară în căsătorie, o să vedem ce vă ascunde. Vedem ce vă ascunde. Așadar, să vedem. Voi aveți așa, vă bazați poate și pe intuiție, referitor la acest lucru, la această situație, dacă vă minte, nu vă minte, secrete, dacă sunt secrete sau nu, nu prea aveți încredere într-o anumită prietenie, într-o anumită prietenă. Cumva nu prea aveți încredere în cumva într-un anturaj. Știți că aveți o rivalitate, asta știți voi, că există o rivalitate sau o prietenie falsă legată de partener, de voi. Mai degrabă într-un deci în relația de cuplu, știți că aveți și o prietenă falsă, cineva care vă invidiază, cineva care vă gelozește, cineva care vă e rivală. Ați vezi noi ceva bănuiel, dar nu sunteți sigure, poate voi vă bazați și pe fidelitate, pe credință, poate că voi știți și că vă doriți, poate să oficializați relația, să vă căsătoriți, dar nu știți ce să credeți, pentru că sunt poate și niște gelozii, niște intrigi, niște bârfe, ceva legat poate și de o prietenă falsă. Voi vă mai, încă vă mai informați, încă vă mai rugați poate să vă lumineze, să vă să aflați adevărul. Cumva vreți să aflați adevărul într-o situație. Ceea ce n-ați știut voi, poate n-ați știut de o problemă de sănătate, poate nu știți, deci ceea ce vi s-a ascuns vouă, v-a ascuns poate niște probleme legate de o pagubă, de un dar și niște probleme de sănătate pe care le-a avut. Sau că îl îmbolnăvește, că îmbolnăvește situațiile legate de bani. Care de lua niște bani, poate, care de recupera niște daruri sau că așteaptă niște daruri. Deci nu știți că așteaptă niște daruri, niște cadouri, că își dorește. S-ar putea să nu vă spună ce ascunde această persoană, pare o persoană sinceră, ea în felul său, credincioasă totuși, dar totuși ascunde ceva legat de, de un dar, un cadou legat de străinătate, ceva, sau de o problemă de sănătate, că așteaptă, s-ar putea la unii dintre voi să nu știți că vă ascunde că așteaptă un miracol. Un miracol să își recupereze niște bani din urmă, să se mai întoarcă vremurile de altă dată, s-ar putea asta să nu vă spună, e un secret. Deci este o problemă pe care voi nu o știți, care a fost ținută ascunsă de voi, de o problemă care a avut-o de sănătate, foarte posibil.
Și minciunile sale sunt legate de dragoste și bani, într-adevăr, s-ar putea să vă ascundă de vreo amantă. Deci asta iar ce ascunde el. Ceva bârfe sunt, s-ar putea să fie bârfe ceva sau să vă fi spus că se duce la servici, că răntârzie, care de lua niște bani. S-ar putea să fi făcut și niște, să vă dea bani sau să vă facă cadouri atunci când se simte vinovat. Când se simte vinovat că a călcat strâmb, spre exemplu, atunci s-ar putea să vă facă daruri cadouri. Și să vedem situația cum se va manifesta. Așa va fi cu. Puteți rămâne împreună dacă sunteți într-o relație. Dacă nu sunteți într-o relație și nu mai sunteți într-o relație, atunci nu prea mai aveți încredere niciunul, nici altul. Cumva veți ține unul de altul, vă țineți de secrete. Deci, referitor la persoana la care voi vă gândiți în acest moment, poate unele dintre voi nu mai aveți încredere deja, altele căutați doar să vă luminați referitor la. Chiar căutați, adică să vă aveți încredere, cumva voi vă păstrați cuvântul față de el, sunteți fidele, să zic așa, dar totuși poate că o prietenă, ceva, sunt niște bârfe sau rivalități, există o intrigă cumva care vă ține, cumva vă puneți niște întrebări, aveți de luat o hotărâre, poate tocmai din cauza unor bârfe în acel zi, unor intrigi și la unele dintre voi, deci e posibil că există o amantă. De aici apare că, văd, apare o iubită, ceva vezi sunt, ceva. Cineva vă spune că există aici o situație care are legătură cu o iubită, cu o amantă sau cu bani și cu una și cu alta, ori vă ascunde de bani, pentru că mai cheltuie și cu iubita, deci vă ascunde și care iubită, dar vă ascunde și de bani pentru că îi cheltuie, mai cheltuie cu ei din ei, ori că vă face și daruri, cadouri, tocmai ca să mai vă distragă atenția de la o iubită. Că aici cumva speculează niște momente. S-ar putea să fie chiar legate de servici. Aici cumva pentru că se simte câteodată umilit de voi sau se simte cumva neiubit de voi și își caută consolarea în altă parte. Haideți să vedem la varianta numărul 2, varianta pietrei roșii. Ce ascunde de voi? Trei lucruri pe care nu le știți. Despre persoana iubită. De chiar nu știți de niște secrete, are legătură poate și cu un copil la unele dintre voi, să știți, sau de o relație nouă, de o situație nouă pe care voi nu știți. Nu știți noutățile despre el ceva. Ce știți voi? Voi știți poate că sunteți și dezamăgite sau chiar poate că într-o situație de despărțire sau stați pe gânduri în acest sens că cumva v-ați simțit cumva că ceva nu merge în relația voastră, știți de o singurătate, știți de o despărțire, știți de o dezamăgire sau de o pierdere. Poate știți și de o sarcină unele dintre voi, de un copil. Ce secrete sunt? Deci vă ascunde un secret. La unele dintre voi să știți că aici s-ar putea voi bănuiți ceva, poate de o căsătorie sau ați aflat că e căsătorit. Poate și acel lucru și asta vă întristează. Și ce minciune, ce v-a ascuns el, ce n-a știut de această căsătorie. Care a riscat, a fost poate și o căsătorie din interes, cumva și-a riscat aici norocul în căsnicie, sau poate are legătură cu voi, că de aici sunteți dezamăgite, pentru că poate că ați aflat că a fost o căsătorie și cu un oarecare interes pentru norocul vostru, pentru că aveați o situație, văd aici poate erați o persoană de lume, cu afaceri, cu o popularitate dintr-o anumită familie, cumva văd că aici există și o situație pe care v-a ascuns-o de un noroc, ori de o căsătorie, ori, pentru unii poate să fie și că o să vedem ce mai apare pe cărți, pentru că dacă apar cărți pozitive, poate să vă anunțe că da, e posibil să vă ascundă că mai are pe cineva, deci poate că apare o boală, o dezamăgire, sau poate chiar vă ascunde de o căsătorie. Da, posibil că vrea să se întoarcă la voi aici. Dacă există între voi iubire, atunci e posibil să vă ascundă că se gândește poate la căsătorie, își riscă aici cumva norocul, dar vă poate dezamăgi că s-ar putea să fie vorba și de o căsătorie de interes. La altele, văd că sunt niște speranțe. Sunt niște speranțe aici de o viață liniștită, de o împăcare, de o reușită. La altele s-ar putea să fie că se gândește să se despartă de voi, cu toate că voi sperați poate că el se va împăca, va rămâne cu voi, va rămâne cu voi și o va lăsa pe cealaltă, mai ales dacă e un trio, dar s-ar putea să fie o perioadă de liniște și el să plece. Sau va fi așa, cumva speranțele nu se va termina, pentru că țin și de speranțele voastre.
Poate că stați voi pe gânduri. Deci, cumva această relație, indiferent că sunteți căsătorite, că nu sunteți căsătorite, ea poate să ducă la un moment dat la o rupere, s-ar putea chiar el să facă pasul să plece, pentru că voi sunteți mai întreprinzătoare sau chiar voi spuneți ea pleacă și lasă-mă în pace, sau chiar voi vă luați această decizie să plecați și atunci el s-ar putea să vă caute să se împace cu voi. Acest lucru el va ascunde pentru că el, de fapt, poate are și niște interese. Văd că pe el îl preocupă și ori probleme de sănătate, că se gândește că e la o vârstă și că voi sunteți o persoană totuși întreprinzătoare și că el o să aibă nevoie mai multă de voi. Sau ori e vorba și de... are și o doamnă aici, văd o persoană care face afaceri, cu care el își face... poate fi mai tânără, dar s-ar putea la un moment dat, speranța, cum se spune, moare ultima și s-ar putea să apară această situație, iar dacă nu se mai întoarce sau nu mai vreți voi să se întoarcă la voi, pentru că el poate apărea la un moment dat să-l mai revede, să-l mai întâlni, să se întoarcă, s-ar putea voi să vă consolați cu un drum undeva, veți cunoaște pe altcineva, poate tot pe cineva despărțit sau văduv. Haideți să vedem și varianta numărul 3. Trei secrete care nu le știți voi de persoana iubită. Ce nu știți voi? La varianta numărul 2, piatra roșie, poate să nu știți și care îi speră jocuri de noroc. Îi joacă la niște jocuri și mai face și niște acțiuni riscante și de aceea poate apare o dezamăgire, vreo pagubă, ceva, că poate pierde. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, varianta, pardon, 3, varianta pietrei albe. Vedem trei lucruri care voi nu le știți despre persoana iubită. De niște vești în dragoste. Vedem dacă sunt veștile pentru voi sau mai apare niște vești, mesaje în dragoste cu altcineva care și le face el, mesăgește cu cineva. Ce știți voi? Știți o rivală, poate. Aveți vreo bănuială aici, de vreo falsă prietenie. Văd că sunteți îndrăgostite voi așa oarecum și el pare îndrăgostit, dar s-ar putea să mai există o gelozie unită din partea unei prietene din anturaj, a voastră sau a lui, sau poate nu e prietenă cât este vorba de o rivală. Asta voi deja parcă ați ști acest lucru, bănuiți ceva, vă gândiți, stați pe gânduri. Ce vă ascunde el, ce nu vă spune de niște vizite, de niște... Oricând vine acasă, că vine pe surpriză, cu daruri, cu cadouri, s-ar putea să vă ascundă niște daruri, niște cadouri. Vizite care le face pe neașteptate când vine pe la voi. Vine acasă pe neașteptate și vine și cu un dar, cu un cadou. Vă invită, vă pregătește o aniversare, spre exemplu, un eveniment pentru ziua voastră sau pentru sărbători. S-ar putea să fie și o astfel, să vedem ce mai ne apare. Da, există o situație, cumva o clarificare o veți face, că văd că ascunde ceva aici, de un risc pe care l-a avut legat de un copil aici, de o sarcină cuiva, poate, sau de un risc de un joc, din naivitate, poate că vă ascunde că are lui teamă de o pierdere, de o pagubă, sau vă ascunde că dacă, aici, dacă aveți copii, posibil că vă ascunde că dacă și-ar pierde copilul, el cred că ar avea ar și-a riscat și viața pentru copil, s-ar putea să fie și acest lucru, că el are un risc aici legat de un copil, de viața unui copil sau legat de jocuri din cauza unei naivități. Aici el totuși, ceea ce nu știți, vă minte în legătură cu ceva. Ori vă minte cu în legătură cu o poveste, mai mă spune povești, să zic așa, nemuritoare, puțin mai, îi plac filmele puțin morbide, posibil și acest lucru. Nu știți de un doliu voi totuși, nu știți de ceva. Deci ar putea să nu știți voi de ceva, adică s-ar putea că de aceea mi-apare aici totuși. El s-ar putea să fie avut a pierdut pe cineva, un copil. A pierdut o sarcină, adică el. A rămas cineva însărcinată și a pierdut copilul sau... Are el ceva din copilărie care nu vă spune? O situație riscantă sau din tinerețe. Mă, de aici că și legat de o despărțire. S-ar putea să nu știți o despărțire. Deci s-ar putea ce vă pregătește această persoană. Acum depinde în ce relație sunteți. Dacă sunteți într-o relație bună, că văd aici și un iubit și o persoană pe gânduri, atunci nu vă spune că vine acasă pe neașteptate cu niște daruri, cadouri, cu musafiri sau vă spune să vă invite undeva. Poate să vă invite undeva pe neașteptate sau cu ocazia zilei voastre sau altui eveniment, pregătește ceva dacă sunteți într-o relație bună. Dacă nu sunteți într-o relație bună,
Atunci, voi deja aveți poate vreo intuiție, vreo bănuială că mai există o alta și atunci asta veți afla ce vă ascunde el când el face niște vizite cu darul la acea persoană sau cel ce își pregătește niște petreceri cu ea. Și asta o să aflați voi ce v-a ascuns, că s-ar putea să vă fie ascuns, că vrea să s-o rupă cu voi pentru că acea persoană s-ar putea să fie și însărcinată. Deci, ca și cum vă ascunde că ea a rămas însărcinată, că face un copil sau că este într-o nouă relație chiar, că văd că apare aici o singurătate, o despărțire, o neliniște în dragoste, pentru o socializare, pentru un eveniment, o vizită, apare o vizită, vine o vizită, apare cineva pe neașteptate, vă duceți voi undeva, dacă sunteți într-o relație bună, atunci vizita poate să fie a sa, pe neașteptate, care o face și asta vă cam neliniștește. Sau, mă rog, nu știți voi și el vă face surpriză. Și voi sunteți în acest moment poate neliniștite că nu știți ce-i cu el, dacă vine, nu vine, dacă vă iubește, nu vă iubește, dacă vă face vreun dar sau nu. Dacă, în schimb, nu sunteți într-o relație bună și aveți deja niște bănuieli, atunci ar putea ca bănuielile să se confirme. Să se confirme ceva, vă trebuie într-adevăr înțelepciune, pentru că cu această relație depinde de ori și la voi poate vorba și de mai are pe cineva, un trio și a găsit pe alta, ori el de deja într-o petrecere de căsătorie are familie, adică cu alte cuvinte, și ea va rupe cu voi dintr-un motiv sau altul. Văd că face o acțiune riscantă. Naivitatea cumva te poate costa ruperea relației. O naivitate. Ori din cauza vreunei prietene, prietenii, apare vreo tentație, ori e ceva riscant aici la voi, o amenințare totuși într-un fel sau altul. Cam asta e din ce văd, secrete care le ascunde persoana iubită, trei lucruri care le ascunde. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine, ce am văzut de mai puțin bine să nu fie, sunt citiri intuitive generale. Vă doresc să aveți parte de o seară minunată, binecuvântată, la revedere, să iubiți, să fiți iubiți!